Și uite așa a început prima mea călătorie după izolare. Unde mergem? În Maramureș, la Baia Mare, unde suntem așteptați cu al nostru film Romanian Tradition. Emoțiile sunt foarte mari, mai ales că este prima călătorie, ne-am luat toate măsurile de siguranță. Așa că să ne țineți pumnii. Maramureș, venim! Centrul foarte cochet al Băii Mari. Și începem cu micul dejun maramureșan. Un leveș cu tăiței de pui. Și nu știu cine a pus pe masă apă sfințită, nu știu. Cred că e de la tine. Doamne. Păi ce să zic, începem întâi cu micul dejun. O să vedem unde o să ajungem. Important e că vom ajunge la vizionare. E musai. Deci e fantastic. Micul dejun maramureșan. Deci, partea micului dejun în Maramureș. Uitați-vă, să vedem cine ghicește ce este. Ea este mămăligă cu jumări și cu cârnați și cu smântână și cu brânză. Este ceva... de pe altă lume. Florența sau Baia Mare? Ia uite ce pochet. Podul viilor. Ia uite. Ce frumos. Ia uite, strada Câmpul Tineretului. Asta e frumos în Baia Mare, e multă verdeață. De după multă verdeață, ia uite ce apare. Ia uite, cât apar cu. Doamne, dar uite, costumul popular s-a îmbogățit cu șocul și cu o mască. Pentru că suntem și noi regulamentari, cu mască. Sărut mâinile. Ia uite, pe aici se intre, uite. Pe celebra poartă maramureșeană. Și o să vă arăt locul unde va fi vizionarea. Ia. Ia uite ce frumoasă e poarta asta, vedeți? Ce loc frumos. Iată. Ce frumoasă e doamna. Cu mască pe față. Iată. Și aici e locul, vedeți unde va fi nebunia. Văd că deja sunt ocupate locurile. Suntem în Maramureș. La Mândrie Maramureșeană și am învățat încă un lucru. Ci că dacă ții pălăria așa, ești măreț, adică un fel de fudul. Dacă ții pălăria așa, ești nealcoș, adică mai fudul. Doamne, oricum sunt frumos în ambele variante. Hai, păi după pui e moroșan, după pui e moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan. Doar cu pălincă. Doamne, bă da, frumos sunt, frumos sunt. Puh, să nu mă de ochi. Sunt pe ulița satului. Ia uite, ce frumos e aici. Ia uitați-vă, ce căsuță frumoasă. Ia. E frumos în Maramureș. Bine, când nu a fost frumos în Maramureș. Mamă, și ce oameni sunt pe aici. Și ce mâncare. Și ce apă sfințită. Să fie primit. Ia uitați-vă. Un copac care dă altfel de roade. Ia uite. Dar care se numește într-un anume fel. Copacul ăsta se numește clincer și ăsta îl scotea afară găzdoaia. Găzdoaia ce înseamnă? Femeia care avea de măritat niște fete sau o fată. Și cu cât punea oale mai multe, înseamnă că avea avere mare. Aici la câte oale sunt, cred că sunt eu. Cred că e cazul meu, adică probabil că nu știu dacă aș fi avut de atâtea oale. Dar măcar câteva aș fi avut. Deci, probabil că asta o să mă aștepte și pe mine într-un viitor. O să scot și eu clincerul afară. O scot pe a mea soție, care o să zic găzdoaia. Deci eu o să fiu găzdoiu. Nu? Eu o să fiu găzdoi, așa e? Eu am aprobarea. Deci eu o să, uite, așa arată un găzdoi. Găzdoaia nu e aici, dar așa arată clincerul. Deci, și asta vă anunță că am fete de măritat. Dar am și pușcă! Deci, uitați, așa se face o poză, respectând distanța socială. Așa.
Păi că era să accidentez. Păi, de parte spitalul județean aici. Da, și eu respect distanța socială. De fapt, eu sunt găzdoi. Voi știți ce înseamnă asta? Clincer. Și ce înseamnă asta? Da? Și la voi așa se pune? Și în fața blocului? În fața blocului se pune unul dintre ăsta? Da. Peste deal? Și cu cât erau mai multe ulcele, cu atât era mai... Da? Ție cam câte oale ți-ar pune mama? Arunc de aici. Arunc de, am înțeles. La voi? Deci acum ar trebui pentru voi să se facă un clincer dintre ăla mare, pentru brac. Am înțeles. Ăsta e clincer mic, ăsta e pentru săraci, ăsta e pentru ăștia ca mine. Pavel Bartos. Asta a fost un cântec de mulțumire. Da, sunt mulțumit. Mulțumesc frumos. Și noi. Știți ce n-am văzut și vă spun ce mă miră? Deci am dat de clincer, am dat de găzdoaie, dar n-am dat de apă sfințită. N-are nimeni aici apă sfințită, n-are apă binecuvântată, apă de munte, calcaroasă. Mai căutăm de slană și ceapă, încă n-am simțit. Orincă, vezi? Apă sfințită, că să uite și copii la noi. Deci, n-am dat nici de slană, n-am dat nici de ceapă, de horincă nici atâta. Așadar, cine are horincă, slană și ceapă, să vină. Pentru că eu am, cum este? Clincer. Iar eu sunt găzdoiul perfect. Să vezi că e găzdoiul la clincer. Da. Deci stau aici până mâine, până vine apa sfințită. La cine mă? Să fim mândri. Un pic așa mai... Unde așa? Așa mai câș. Mai câș. Mare drag! Și acum revenim la costumul național. Așa, barul alpin, dar nu prea are nicio legătură cu arta populară. Și la ruși avem e cam copilărie, e gustul copilăriei. Aici avem câteva amintiri din copilărie. Doamne, asta era cea mai mare plăcere. După aia, ori interveneau cu fureală, n-am descoperit nicio fotografie, ori cu țarina, erai mai sănătos. Țarina, cu Alex îmbrăcat în costum popular, dar în mod cert... Cum arată un fotoliu la țară? Pe ce stăteam noi? Și de fiecare dată aceste rochii erau făcute după sfaturile, părerile... De asemenea, baloți de paie. Bine, asta e mai confortabil, știți, pentru că are și mușchilor gard deasupra. Din seara asta... Mâncăm ciurigăi. Ha, ha, ha. Doamnă, cum li se spun la astea? Ciurigăi. Ciurigăi? Da. Deci sunt un fel de gogoși și le se spun ciurigăi. Păi, a, da, uite, ciurigăi. Mamă, uite ce de bunătățuri. Am venit cu filmul Romanian Tradition. Avem vizionare, avem emoții și am zis, cadrul mai frumos ca ăsta nu poate fi pentru al nostru început. Valea mare, mâna sus, la stâlp. Wow! Și pe lângă atâtea lucruri faine și oameni faini, iată o trupă tare faină, sub Carpații, care cântă în deschidere. Onorat, foarte onorat! Hai față să ne vadă lumea! Parcă l-am văzut pe Pavel Bartos pe aici, dar nu sunt foarte sigură. L-a mai văzut cineva? Da? Știți ce urmează? Pavel Bartos. Bună seara, doamnelor și domnilor. Felicitări, sunt Carpați. Oriunde ați fi, sunteți senzaționali.
credeți-mă, după toată perioada asta de pandemie, mi-a făcut atât de bine. În mod normal aș fi zis că Horica e mai bună. Dar a fost Horica și mai bună din cauza concertului vostru. Și acum am să încerc să mă urc pe scenă. Ia. Vreau să vă dau o veste foarte bună. Care e marea calitate a acestui film? Are doar 25 de minute. E un film făcut cu drag, e inspirat după fapte reale. O să vă placă sau nu o să vă placă. Vizionare plăcută. Ne vedem peste doar 25 de minute și 26 de secunde. Ce vă ajut? Curați mirea asta? Nu! Hai, mă! Mă stați așa, că vin și eu! Mă furcă dacă nu vă bat! La final, vedeți, așa se termină scurtmetrajul meu. Mulțumesc! Popor talentat, oriunde ai fi, te-am pupat. Deci, oameni buni, am plâns atâta după apă sfințită și uitați-vă ce apă sfințită am primit. Personalizată. Ia uitați. Făcută pe special pentru noi. Vă dați seama că asta nici nu-ți vine s-o bei. O să o ținem în vitrină, ca pe goblen, ca pe mileu. E, mai în glumă, mai în serios, cred că această sticlă cu apă sfințită de fapt este marele trofeu primit de filmul Romanian Tradition. Maramureș, îți mulțumesc. A fost tare, tare bine la tine. Baia Mare, am mâncat atât de bine, la Butăiașul cu bere, la Pălincie, la Dolce Vita, numai bunătățuri. Am dormit diafan, unde altundeva decât la Hotel Diafan. Am întâlnit oameni atât de faini. Mândrie maramureșană, îți mulțumim. De fapt, cred că asta e cel mai important, că am întâlnit oameni foarte faini. Maramureș, pe data viitoare. Deja mi-e dor de tine. Până atunci, să ne trăim cu bine.